Sfatul domnului primar, comuna de Leni este o comună apreciată, am putea spune, la toate nivelurile și nu oricum. Pentru faptul că aici s-au întâmplat lucruri și multe și frumoase, i s-a schimbat fața și aici s-au implementat o serie de proiecte economice foarte importante și investiții necesare pentru comunitate. Așa este, vă mulțumim că începeți să ne apreciați, este un lucru bun că ați venit din nou în comună. Cu mare bucurie. Și pot să vă spun că în acești 8 ani de mandat, pentru că acum, la finalul mandatului 2, într-adevăr încep să se vadă rezultatele. Am reușit în acești 8 ani să pietruim toate drumurile, să aducem aducțiunea cu gaz până aproape în satul de Leni, să ne apropiem cu finalizarea aducțiunii cu apă. Am asfaltat prin măsura 3.2.2 7 km de drum, am achiziționat un buldoi excavator cu care ne facem treaba iarna. Dacă ați observat, noi nu am avut probleme în această iarnă, ne-am făcut datoria în așa fel încât să nu rămână oamenii blocați. De asemenea, sunt multe lucruri începute, finalizate. Avem apă și canalizare tot prin măsura 3.2.2 la Moreni, acea mănăstire frumoasă pe care o cunoașteți. Și drumul până acolo, bine. Și drumul până acolo am încercat să-l aranjăm un pic. Avem o locuință protejată, care este un centru social aici, în satul de Leni. Am reușit să aducem cât mai mult spre finalizare grădinița și acum avem bani și vom termina și această grădiniță începută prin 2007. Am avut grijă ca toate școlile să fie dotate cu calculatoare, am făcut ceea ce era posibil pentru ele. De asemenea, multe proiecte avem acum în derulare, dar și proiecte de viitor. Avem pentru dealurile noastre cel mai mare proiect, este vorba de Parcul Eolian, care ajunge spre final, peste o lună va începe construcția acestuia, astfel 50 de eoliene vor fi pe dealurile din Deleni. Ne vor aduce sume foarte mari la buget, care ne vor ajuta să trecem peste criză și peste toate momentele de acum. Domnul Mar, noi cunoaștem o parte din realizările comunei și ale dumneavoastră și ale primăriei, dar v-a rugat să defalcați cât se poate, pe concret. Cam câți bani europeni s-au adus în comună în cele două mandate? Ce proiecte și ce sume și ce finanțare au avut? Ca cei care v-au votat, vă vor vota sau nu vor vota, să știe de ce vă votează. Așa este. Am reușit prin măsura 3.2.2 să aducem aproximativ 100 de miliarde de lei vechi, în așa fel încât bugetul comunei nu a avut de suferit la aceste investiții mari care s-au făcut. Într-adevăr, am avut și nevoie de sume suplimentare de la bugetul nostru, am împrumutat, acum am dat banii înapoi și toate s-au rezolvat. La ordonanța 7 a fost vorba de 40 de miliarde de lei vechi, alimentare cu apă și poduri și podețe, care este aproape de finalizare. Avem un proiect depus acum pentru Căminul Cultural în valoare de 21 de miliarde de lei. Este depus și sperăm să fie și aprobat. Am mai depus încă un proiect pentru stâlpi de iluminat stradali cu energie fotovoltaică. Eu zic că proiectul este bun și viabil și va trece de comisie. Avem aprobat și prin Programul Național de Dezvoltare a Infrastructurii un proiect care vizează reabilitarea de drumuri prin asfaltarea a încă 5,4 km de drum. Drumul Sătești. Mai avem o problemă doar cu drumul județean, dar o vom rezolva și pe aceasta. Normal, pentru că preocuparea principală a locuitorilor mai din toate satele României este agricultura și creșterea vitelor. V-am rugat să ne spuneți cum este în comuna de Leni. Acum 8 ani, când am intrat la primărie, toate dealurile nu erau lucrate.
terminase cu vechiul CAP-ul, cu vechea asociație și încă nu venise niciun investitor. Prin eforturile noastre am reușit să aducem un investitor. Între timp au mai apărut și alții, astfel că nicio bucățică de teren în comuna de Len nu este rămasă în paragină. Ce pot să vă spun? Îmi pare rău de livadă, care a ajuns de acum la finalul ei și sperăm că un investitor și aici, din 2014, când am auzit că se va face un program și pentru Livez, așa cum a fost pentru Vii, să vină și să facă ceea ce trebuie și să putem avea o livadă din nou așa cum a fost. Despre creșterea vitelor. Despre creșterea vitelor, noi am făcut toate eforturile, astfel la primărie am cultivat în fiecare an peste 60 de hectare de lucernă, astfel încât toți cetățenii au beneficiat de furaj la un preț cât mai mic. Pentru că noi nu încercăm să facem o afacere din acest lucru, încercăm să ajutăm crescătorii de animale să-și dezvolte fermele. Astfel s-a ajuns ca un număr de fermieri să beneficieze și de programul european, măsura 141. Domnul Marcine, are două mandate consecutive. Cine a făcut atâtea cât ați făcut domnia voastră? Și dacă ținem cont și de vorba aceea frumoasă și înțeleaptă, zicem noi, că cel care a prins 3-2-2 și a adus 2,5 milioane de euro investiți în comuna sa, are asigurat următoarele 3 mandate? Eu sper că toți oamenii din comună să fie mulțumiți de activitatea mea și a primăriei. De faptul că au fost primiți foarte bine la primărie, fiecare problemă, dacă s-a putut, s-a rezolvat, dacă nu i s-a explicat fiecărui cetățean în parte de ce nu se poate rezolva acea problemă, eu sper că într-adevăr să fiu apreciat și asta se întâmple atunci când buletinul de vot este introdus în urnă. Domnul primar, sunt unul din favoriții soartei, în sensul că cunosc platforma noastră electorală din primul mandat și dintre al doilea și știu că la loc de cinste, ca prioritate sau ca priorități, se află școala și biserica. Așa despre este. Aceste două domenii m-a rugat să ne spuneți, pentru că știm că s-au făcut și aici lucrări importante. Așa este. Am reușit să construim centrală termică la Delen de Jos și băi, în așa fel încât copiii să aibă condiții bune de învățare. Am reușit și la școala de Len să modernizăm pe cât am putut. Avem o școală nouă în construcție și o grădiniță care se finalizează acum. Iar despre biserică, acum 4 ani, am ajutat toate cele 3 biserici din comună să reușească să-și facă lucrurile mai importante. Astfel, la biserica de la Zizinca am schimbat acoperișul și am retencuit biserica. La Delen de Jos am construit o clopotniță foarte frumoasă, iar la Delen am reușit de a renova bisericuța, care este o biserică mică construită după cutremurul din 45, iar acum, în acest an, deja începem să construim o biserică pentru satul Delen, pentru că aceea este neîncăpătoare și nu mai poate face față. Domnul primar, un primar care, iată, are 2 mandate succesive și care, cred eu și m-aș bucura, are și pe următoare 3 succesive, ca să glumesc puțin, dar glumesc adevărat, sigur este iubit de oameni, sigur este apreciat de oameni. Cum sunt oamenii din Delen, domnul primar? Să știți că oamenii din Delen sunt oameni buni, calzi, și dacă la început erau reticenți cu privire la ceea ce puteam face, le-am demonstrat și acum chiar nu au nimic de spus. Totul este bine, zic eu, din discuțiile cu ei. Mai sunt și cărcotași. Asta este, nu pot să fii chiar pe placul tuturor. Însă eu zic că este bine. Sunt domnule primar, ca în orice administrație și în administrația locală, sunt și neajunsuri, sunt și lipsuri. Ce v-a nemulțumit, domnule primar? De mine mă nemulțumește că n-am reușit în aceste 2 mandate să rezolvăm problema domnului județean.
dacă era domnul nostru, am fi făcut proiecte pe acest drum, însă el este un drum județean. Vom vedea cum trece la lucru, vom primi banii de la eolieni, poate Consiliul Județean ne va ajuta și vor reabilita ei. Altceva, ce pot să spun, locurile de muncă pentru tineri. Pleacă foarte mulți tineri în străinătate. Aici este o nerealizare, nu neapărat a mea, pentru că noi facem parte dintr-o societate și această societate nu poate oferi locuri de muncă deocamdată la nivelul comunei, la nivelul județului, la nivelul țării. Astfel pleacă tineretul și noi rămânem aici doar cu oamenii mai în vârstă, care nu mai pot pleca și nu putem atrage să avem un nucleu în jurul nostru, a primarului, a viceprimarului, de oameni tineri cu inițiativă și cu o mentalitate de învingători. Dar urmă, sunteți cunoscut și recunoscut ca un primar tânăr, vivace, eficient și cu multă cunoaștere în administrație. Un primar care, iată, vizualizează noutățile europene pe net, bine ancorat în această realități și caută să le implementeze și în comuna sa. În acest punct de vedere, v-aș întreba care sunt atributele existente la această oră în comună, atributele europene, și ce intenționați, ce aveți pe agenda dumneavoastră, pentru că cu siguranță veniți cu noutăți și sunteți un om care gândiți cu două mutări înainte. Da, deci noi am învățat în ultimul timp să fim europeni, însă nu înțelesesem acest lucru nimeni, nici eu, nici ceilalți. Eu zic că să fim europeni trebuie să aducem ceea ce e bun din Europa, să facem ceea ce este necesar la noi, astfel putem face ferme agricole, pentru că în Vaslui nu se poate face altceva, cu fonduri europene. Deci banii europenilor să vină aici la noi, să ne dezvoltăm și în cel mai bun caz ar fi ca tinerii să se întoarcă înapoi, să își realizeze propriile afaceri aici, indiferent că sunt în agricultură, în comerț sau industrie. Avem deja multe oferte, vin foarte multe oferte din străinătate, ar vrea să facă aici iarăși un parc eolian în afară de cel care se va dezvolta în acest an. Avem oferte cu panouri fotovoltaice, câmpuri cam de 5 hectare fiecare. Noi le studiem pe toate, vom lua deciziile corecte în așa fel încât comuna să nu sufere și să rămână un sat românesc, un sat exact cum a fost până acum, însă cu condiții mult mai bune de trai. Avem deja firme care au făcut contracte cu noi ca să vină să facă o crescătorie de porci, abator, în așa fel încât o parte din forța de muncă din Deleni să fie absorbită de aceștia. Domnul primar, pe final, va ruga o mică glumiță așa, să răspundeți la o întrebare pe care nu v-am adresat-o. Mai bine zici, ce ar trebui să mai știe oamenii despre comuna Deleni, despre primărie și despre primar? Oamenii trebuie să știe că au un sprijin aici, la primăria Deleni, și că vom face tot ceea ce este posibil să rezolvăm majoritatea problemelor apărute în cadrul comunei. Domnule primar, cu bucuria că am aflat lucruri noi, cu bucuria că am văzut realități în comuna dumneavoastră, echipa mobilă tvv.ro și Balandescu, atunci șeful de alumiri din noi, vă mulțumește foarte mult, vă doresc succes pe toate planurile și de ce nu, mai ales în alegeri. Mulțumesc mult!